Victoria lui Donald Trump în fața lui Hillary Clinton aduce la Casa Albă o primă doamnă fără origine americane, un fost fotomodel a căror fotografii nude au fost admirate de milioane de bărbați. Melania Trump este mai mică cu 24 de ani față de soțul ei, noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Este elegantă, mereu cu zâmbetul pe buze, iar acum caută să-și îndeplinească rolul de cea mai importantă femeie de pe planetă, într-un mod cât mai tradițional, notează presa de peste ocean. Melania Trump, sau Melania Knaus pe numele său de fată, s-a născut în Slovenia în primăvara anului 1970. Mai are o soră, dar și un frate vitreg pe care nu l-a întâlnit niciodată. A crescut într-un apartament modest, iar pe când avea doar 16 ani, un fotograf i-a remarcat frumusețea. Era înaltă și slabă, avea dimensiunile perfecte, povestește respectivul fotograf într-un interviu. De atunci, Melania a urmat o carieră de model. A urmat liceul de design din Ljubljana, iar după terminarea liceului s-a înscris la Facultatea de Arhitectură. A renunțat însă după un an. În 1996 s-a mutat în New York, unde a lucrat pentru mai multe agenții celebre de modă. De asemenea, a apărut pe paginile unor reviste arhicunoscute precum Vogue, Glamour, GQ. În 2000 a devenit model de bikini, adică poza numai în lingerie intimă, dar a avut și perioade în care poza complet goală. În 2004, Melania s-a logodit cu Donald Trump, iar un an mai târziu, cei doi s-au căsătorit. Donald Trump s-a declarat uimit de inteligența ei. Poate pentru că e atât de frumoasă, nu ne așteptăm ca ea să fie la fel de inteligentă, povestea Donald într-o emisiune de televiziune. Nunta celor doi a avut loc pe o plajă din Florida, în prezența mai multor personalități. Au fost prezenți inclusiv soții Clinton. Cât despre detaliile legate de ceremonie, Melania a purtat o rochie în valoare de 200.000 de euro, iar tortul a fost făcut din 50 de kilograme de portocale și ornat cu 3.000 de trandafiri. Împreună cu Donald, Melania are un fiu, Baron, fiu pe care actuala primă doamnă l-alintă Mini Donald. Melania este a treia soție a lui Donald Trump și, comparativ cu soțul său, este o persoană discretă. De-a lungul timpului s-a implicat și în acte de caritate. În 2005, Crucea Roșie Americană i-a acordat titlul de ambasador al bunăvoinței. În timpul campaniei prezidențiale din Statele Unite ale Americii, Melania a fost acuzată că a copiat o parte din discursul susținut acum 8 ani de Michelle Obama. De asemenea, de când soțul său a devenit oficial cel mai puternic om din lume, pe rețelele de socializare sunt distribuite numai poze cu ea în ipostaze sexy.